ales mai greu la BAC sau pe semicer? E la fel de ușor la amândouă, dacă vă place și școala și semicer, cu același și handbalul. Știți cum e, și școala și handbalul este solicitant, dar dacă vă plac și treceți mai departe, e super bine. Oricum, BAC-ul să nu-l mai văd, nu-i mai vreau. A fost foarte solicitant, a fost o perioadă grea, dar am trecut peste foarte repede. Unde a fost cel mai greu? La istorie, cred că oamenii au zis că suntem olimpici și suntem foarte deșeuși, dar ne-am descurcat, oricum a fost foarte bine. Emoții? Puțin, să știți că am avut nevoie de ciocolată, de cafea, de ceva ca să scăpăm de ele, dar a fost foarte bine, am trecut peste. De ciocolată și cafea vei fi nevoie și la Euro? Nu, pentru că eu n-am încredere în echipă, n-am emoții, am emoții constructive de fiecare dată înainte de meci, pentru că dacă nu avem emoții nu punem suflet, desigur. Și oricum o să avem nevoie pentru energie, dar pentru altceva, nu. Mama a fost la atâtea europene, ce sfaturi ți-a dat? Mi-a zis să am curaj, să fiu calmă și să fiu eu. Adică să am stilul meu de joc, să ne mulăm împreună cu echipa, să adunăm echipa, să fim una pentru alta, ca să putem să ajungem să luăm o medalie.